Pentru femeia de 50 de ani a fost un șoc în momentul în care a fost lovită de propriul fiu. Îl știa agresiv, însă niciodată nu dăduse în ea. În schimb, se pare că își bătea frecvent iubita și era într-o stare conflictuală permanentă cu vecinii. Și cu mine a avut o mică altercație, dar am trecut cu vedere. Păi, dar nu știu, ori o bate, ori o iubește, ori nu știu ce se întâmplă. Și la 1, și la 2, și la 3 noapte, și la 5, și la 7, la cât. Așa se dimineața băiem. Că-i 4, că-i 2 noaptea, când e, când i se face lui, cântește, bate în perete, toate prostiile. Ultimul scandal a fost însă picătura care a umplut paharul pentru mama tânărului care a sunat la 112. Polițiștii sosiți imediat la fața locului și-au dat seama de gravitatea situației și au emis ordin de protecție provizorie. Acest caz a presupus, în primul rând, separarea celor doi, ulterior a presupus evacuarea agresorului din locuință și îndepărtarea acestuia, în acest caz de exemplu, la cel puțin 100 de metri de locuința părții vătămate, urmând ca obligațiile acestuia să fie să nu se apropie de persoana vătămată la mai puțin de 100 de metri, să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința părții vătămate și nici la mai puțin de 100 de metri de locul unde aceasta lucrează. Nu știu, atâta timp cât el nu ar fi internat și evaluat acum, adică după ce a fost săvârșit fapta, trebuia niște analize să fi văzut. Mă, a avut ceva, e dependent de ceva. În cazul în care face lucruri de astea, ar trebui cumva tratat, că nu poți să-ți bați mama dacă ești întreg la cap. Din păcate însă, nu toate victimele agresiunilor domestice apelează la poliție, iar atunci când totuși o fac, la scurt timp revin și își retrag plângerile. Motivele sunt nenumărate, teama unor răzbunări, sunt dependente financiar de victime sau, mai grav, pur și simplu se complac în aceste situații. În momentul în care ești lovit prima dată, reacționezi la acest stimul ca la o stare de șoc. În momentul în care ești lovit a doua oară, începi să te obișnuiești cu șocul pentru că știi ce urmează. În cazul în care agresorii împotriva cărora s-au emis ordine de protecție nu respectă măsura luată de organul de poliție, atunci se aleg cu dosar penal și sunt cercetați pentru lovituri și alte violențe. În funcție de gravitatea faptei, pot ajunge după gratii.